greu să spun care a fost cea mai greu grea decizie. Toate sunt importante, toate dosarele le tratăm cu importanța cuvenită. Nu putem să spunem că unul lăsăm mai la urmă sau mai puțin verificat. Au fost, în schimb, foarte situații când deciziile au fost foarte așteptate sau foarte controversate sau foarte criticate sau foarte lăudate. Lăudate mai puține, dar criticate au fost, pentru că au fost legi care au afectat populația. A fost legea privind tăierea salariilor, de exemplu, și nu a fost ușor să luăm așa o decizie. Noi am luat decizia conform Constituției, deci am verificat dacă se potrivește legea sau nu se potrivește cu dispozițiile constituționale. Noi nu facem ce vrem noi aici. Nu admitem sau respingem pentru că vrem noi așa. Noi încercăm să, de fiecare dată, să verificăm ca legea să fie conformă cu Constituția, pentru că ăsta e rolul nostru aici. Curtea este garantul supremației Constituției. Sigur că ne interesează ce spune lumea și care sunt consecințele deciziilor noastre, dar lucrul ăsta nu ne poate opri. Cum a fost decizia cu eutanasierea câinilor. Credeți că nu mi-a părut rău că se eutanasiază câinii? Am regretat enorm, pentru că eu însumi sunt iubitor de câini și crescător de câini. Am un câine foarte frumos, de altfel. Dar lucrurile trebuie citite în perspectiva aceasta constituțională.